Salut! Salut! Ce am vizitat? Pe Cheile Turzii! Așa, am fost la Cheile Turzii și am urcat pe multe Scări! poduri și scări. A fost patru poduri în total. Și grele! Nu, mi-a A fost f... frică! Pe la început, dar după aceea cred că te-ai obișnuit cu ele. Da! Pentru că, uite, asta era foarte stabilă. Sau stai, nu mi-a fost frică! Stai! Ai crezut că ți-e frică la început și Da. după aia nu ți-a mai fost frică? Da, că nu se pică Dar podul. nu mă n-avea cum, pentru că erau poduri foarte stabile. Uite aici, sunt din fier. Da. Și era acolo un râu mic. Era foarte simpatic râul și podul era puțin cai mare pentru cât era râul de mică. Nu era chiar mare. Uite cum era dedesubt. Wow. Asta cred Asta cred că... că se mișca puțin, parcă. Asta era al doilea Da, pod. da. Și ce ai găsit acolo? O peșteră Cred că era o grotă, că nu era mică. prea mare. Da, o Și ai grotă. încercat să intri în ea? Da, sunt două. Era, da, dar asta era cred că mică, mică de tot. A, era mai mare unde ai fost. Uite cum te-ai cățărat. Dar... În altă grotă. Și de aici, ce ai găsit? Ceva piatră, nu? Piatră, da. Și uite aici, mamă, aici mi-a plăcut drumul ăsta. Cum a Oh, fost? foarte fain. Pe o bară trebuia să te ții. Era o bară metalică. Cred că era făcută ca să nu aluneci mai mult să ții de ea, pentru că nu era chiar așa periculos drumul. Uite, apa nu era cam mare, nu era prea mare, nu? Și ce era Aici făcut? m-am văzut că era în stâncă, cioplit drumul. Vezi? A, asta era A, fain. da, asta e greu. Cu lanțurile. Dar ți s-a părut greu sau numai, ha, așa și așa? Așa, cam alunecat câteodată, așa, cu Da, dar piciorul. se poate face traseul destul de ușor. Deci nu, acum nu-i foarte greoi. Uite acolo ce piscuri ascuțite erau. Și ce ai făcut? Yoga, puțină meditație în mijlocul naturii. Păi trebuia să te relaxezi, că era așa liniște acolo. Și apoi, la întoarcere, am mai stat puțin aici, în zona asta, unde era foarte multe frunze uscate și foarte drăguțe. Chiar am mers și lângă apă, pentru că era așa Drăguț. liniștitor totul. Da. Și păsărelele sau Mi-am vrut să văd o veveriță, o da, veveriță. dar n-am văzut. Da. Și aici ce ai găsit? O scorbură pe copac. Și trebuia, bineînțeles, să o vezi cum e pe interior. Și asta m-a făcut. Ce era asta? O bufniță. Așa mi s-a părut și mie. Stânca asta parcă era o bufniță. Zici că avea ochii și ciocul. Uite-te. Ochi și cioc. Și apoi ne-am întors și tot pe acolo. Te-ai ținut frumos tot de aceste bare și... Da, la zis subscribe.